ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Afaceri de la Zero, un proiect al Ziarului Financiar în care spunem poveștile micilor antreprenori din România. Numele meu este Alina Vasiliu, iar astăzi vorbim cu Vlad Farcău despre Tata Vlad. De la Tata Vlad este un brand de batoane raw, batoane fără zahăr, făcute în Cluj-Napoca, despre care vom afla mai multe de la Vlad alături de mine prin Zoom astăzi. Bună, Vlad! Salut, Alina, și îți mulțumesc pentru această oportunitate. Eu îți mulțumesc că ești alături de noi, iată, chiar și prin Zoom, dacă altfel nu putem în perioada asta prin care trecem. Povestește-mi ce înseamnă Tata Vlad. Spuneam că brandul este, cum e corect, e Tata Vlad sau de la Tata Vlad? Brandul este Tata Vlad, chiar. Deci brandul este Tata Vlad. Când a luat el naștere și cum? Păi povestea lui se învârte în jurul copiilor, să zic. Odată tata Vlad este în primul rând tată a doi băieți foarte energici și aș putea spune că povestea lui tata Vlad sau povestea brandului tata Vlad a prins rădăcini în momentul în care s-a născut primul copil, în moment în care ca niște părinți responsabili care suntem și care am devenit mai degrabă, că până la urmă un copil te responsabilizează din foarte multe puncte de vedere, am dorit să facem alegeri cât mai conștiente în legătură cu alimentația lui. În general, în legătură cu alimentația sănătoasă și mai punctual și mai concret în legătură cu dulciurile sănătoase. În ce an se întâmplă asta? Acum 5 ani, poate să zic, a început, cum ziceam așa, cât un pic, așa, de când am început să facem în casă dulciuri, să putem să oferim alternative sănătoase la dulciurile din comerț. Și multă vreme acolo a rămas, doar la stadiul ăsta în care făceam pentru noi și pentru copiii noștri. Un obicei pe care poate că mulți părinți îl dezvoltă atunci când, iată, devin părinți și încep să fie tot mai atenți la ce mănâncă întreaga familie. Cum s-a transformat asta în afacere mai târziu? Când s-a întâmplat? S-a întâmplat după al doilea copil. Deci aș putea zice că copiii au avut un rol foarte important în viața acestei afaceri sau în viața acestei pasiuni dusă mai departe spre afacere. Mai concret, să zic așa, momentul declanșator sau momentul cheie a fost acum 3 ani, când am fost la un workshop. Deci, oarecum, eu eram deja pasionat de gătit sănătos, de dulci, mai atras de partea asta de dulciuri sănătoase. Și am fost la un workshop pe partea asta de food și organizatorii de acolo au făcut un baton care era bun el așa în sinea lui. Și da, cumva eu așa glumind am zis că dar eu aș putea să fac un baton mai bun decât ăsta. Și prietena mea care era cu mine, o foarte bună amică, mi-a spus, păi, fă atunci, ce te ține? Și am zis, ok, hai că fac. Și de acolo a devenit mai serioasă treaba. Multă vreme am tot încercat rețete până să ajungem așa la un gust. Am început cu un baton, un singur baton pe care l-am dat la toți prieteni, pe urmă la cunoscuți, pe urmă la necunoscuți. Știi vorba aia că prietenii și cunoscuții n-o să zică poate neapărat așa adevărul 100%. Așa și e, am început să-l dăm așa pe la care să ajungă batoanele. Da. Și de acolo multă vreme au stat așa la nivelul ăsta de în care nu știam, adică ok, chiar dacă îndrăzneam să sau de fapt nu îndrăzneam să gândesc așa departe, neavând niciun background în zona asta antreprenorială, adică eu am fost 12 ani în industria IT. Am fost programator, să zic, de formare. Deci, soția ta, sunteți amândoi în businessul ăsta, nu? Da. Și soția mea e partener în această afacere. Ia ce experiență? Asociat. Ce bagaj de experiență vine în spate? Nu are nicio experiență în partea asta culinară și nici antreprenorială. Ea de formare este specialist resurse umane.
În momentul de față faci o treabă foarte bună în a mă manageri pe mine și pe colegul meu. Bun, deci era în stadiul nu avem... care le dădeai batoane, cum ai spus tu, prietenilor, cunoscuților, apoi și necunoscuților, dar nu exista un brand, nu existau batoanele ambalate așa cum le vedem acum. Nu exista, nu exista. Organizat în felul ăsta. Nu exista care nimic. Care au fost pașii pe care i-ai făcut până să ajungi în punctul în care ești acum? Pașii au fost oarecum și, să zic, forțați de context. Pentru că în momentul în care am dat baton cadou, deja oprins, să zic, oprins o formă de ambalare, dar și acolo am testat multe variante, nu, și o să mai testăm, e o continuă încercare. Dar a fost iarăși un moment în care am dat cadou unei prietene un baton și ei a plăcut așa de mult încât l-a promovat pe un grup de aici din Cluj de mămici. Un grup foarte renumit, Cuibul Berzelor, și mămicile au fost foarte încântate. Wow, batoane, ro vegane, fără zahăr, și eu vreau, și eu vreau. Și a fost, am zis, ok, stați că, ok. Putem să facem chiar pentru toată lumea care da. A venit. Am început cumva să sistematizăm, să gândim așa un proces cât mai basic de preluare de comenzi. Aici au venit cunoștințele mele din zona de IT, să zic, și de organizare. Și a început așa, să zic, ok, pe la prieteni, pe la cunoscuți. Dar, oarecum o coincis și perioada asta cu o perioadă în care eu am ales să stau în concediu de paternitate la cel de-al doilea copil. Și poate momentul critic, dacă e să-l numim așa, sau momentul de maxim sau de o decizie foarte importantă, a fost în momentul în care a trebuit să mă întorc înapoi la serviciu, au expirat cei 2 ani. Și atunci am zis, ok, nu mă mai întorc și hai să-i dăm înainte cu treaba asta. Și asta s-a întâmplat anul trecut, în iulie, chiar în perioada asta anul trecut. Deci, atunci, acum un an, are un an, împlinește un an de viață tata Vlad, brandul acesta. Depinde când îi considerăm startul. Oficial, firma a fost înființată anul trecut în septembrie, când în mai anul trecut, deci oarecum înainte mai, iunie, deja eram hotărâți că, ok, asta vrem să facem și o să-i dăm înainte și avem curajul necesar și nebunia, că până la urmă acum a constat că ai nevoie de o doză mare de nebunie să faci așa o schimbare. Dar când o faci din pasiune, cred că poate să ducă la un rezultat fain. Sper. Încă nu am ajuns la rezultatul ăla, dar sunt optimist și îl văd așa. Unde ești? În care sunt rezultatele pe care le-ai acumulat până acum? Păi putem să avem și puncte cu care putem să ne mândrim. De exemplu, ziceam că am înființat firma anul trecut în septembrie și am încheiat anul cu o cifră de afaceri de 25.000 de lei, ceea ce din septembrie până în decembrie. Da. A fost nesperat, să zic așa, pentru un început. Și pe urmă, în ianuarie anul acesta avem și un coleg nou care iarăși am avut mare noroc, să zic, cu el și a reușit să ne ajute și să se integreze foarte repede în echipă. Și acum creștem, să zic. Am avut o perioadă de creștere în prima parte a anului în care lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Și a venit această nebunie de pandemie care ne-a afectat pe toți și a fost nevoie, să zic, să ne redresăm, să ne orientăm mai mult spre partea asta de online, să ne căutăm colaboratori, parteneri. Și unde acum, găsim, să zic, în afară de online, unde găsim tata Vlad acum batoanele? Avem asta spuneam că noi aveam un model de business foarte axat pe vânzare directă, să zic, prin poate relațiile pe care le-am făcut în toți acești ani, până la urmă relațiile pe care le faci în cursul unei vieți te ajută.
Mi-a permis să am acces la tot felul de evenimente, poate să zic la firme, și atunci făceam multă vânzare directă. Ei bine, cu pandemia ne-a forțat să ne focusăm odată spre online, cum ziceam, și apoi spre parteneri. Spre găsirea de parteneri, avem destul de mulți parteneri aici în Cluj care au fost încântați de produsele noastre și au ales să le revândă și ei. Și acum suntem în extindere națională, să spun. Avem câțiva colaboratori și prin țară, chiar sunt bucuros, sunt foarte bucuros când vine cineva spre noi și ne zice că am auzit de batoanele de la tata Vlad și că aș vrea și eu să le am la mine în băcănie, în cafenea. În principiu cam astea sunt... Asta voiam să zic. Partenerii cine sunt? Sunt băcănii, cafenele, cafenele, exact. Magazine naturiste, farmacii care au raion sau secțiune de produse naturiste. În București, de exemplu, unde vă găsim? În București avem o singură locație momentan, la God's Coffee. E o cafenea care tot așa i-au venit spre noi și am fost foarte bucuroși. N-am ajuns încă personal la ei. Am auzit că e foarte bună cafeaua și batonul merge foarte bine cu o cafea. Și atunci o să continuăm sau vom continua să ne axăm spre acest tip de clienți. Spuneai de prezența online și că v-ați concentrat mai mult în perioada asta pe online, tocmai pentru că așa a fost contextul de natura asta. Oamenii pot să placeze comenzi direct pe site-ul vostru sau pe Facebook sau cum vă contactează? Pe site. Avem un site care e în construcție, într-o eternă construcție, dar avem un site delatatavlad.ro, acesta este site-ul nostru. Momentan avem un formular de comandă care poate să preia toate datele și în Cluj noi facem livrare personală, iar în țară trimitem prin curier, sigur. Și ăsta ar fi, să zic, un pas foarte important pentru noi, să consolidăm partea asta de prezență, poate să zicem, pe social media sau tot ce înseamnă online. Site, să definitivăm site-ul, pe Facebook, pe Instagram, să ne consolidăm poate prezența, astfel încât să putem crește awareness-ul brandului nostru. Batoanele sunt făcute în Cluj-Napoca, de unde sunteți și voi. Aveți un spațiu special amenajat pentru asta? Le faceți în continuare în bucătăria proprie? Nu le putem face în bucătărie. N-ar fi legal. Avem un spațiu autorizat de către Direcția de Sănătate Veterinară. Este aici în Cluj-Napoca. Pot să zic că și cu partea asta am avut un noroc foarte mare, pentru că a fost destul de greu să găsim un spațiu. Când ziceam anul trecut, prin perioada asta, luni de zile am tot căutat și nu corespundea cerințelor și tot cu ajutorul unei bune prietene mi-a recomandat un spațiu și proprietarea spațiului oarecum ne-a ajutat foarte mult că mi l-a oferit și la un preț pe care noi puteam să-l plătim în momentul de față. A crezut în ideea noastră și în business-ul nostru. Și ziceam că am avut foarte mare noroc că era dotat aproape complet, era utilat. A fost un spațiu folosit în anterior pentru o firmă de catering. Uh-huh. Noi doar l-am acestea, investițiile voastre, la cât au ajuns? Ca să puteți folosi spațiul pentru batoanele voastre. Deci, ca să zic așa, mobilier exista acolo, a mai fost nevoie de investiții specifice pentru produsele noastre și în prima perioadă am monitorizat poate toate investițiile și cheltuielile, adică cheltuielile oricum le monitorizăm în continuare, dar mă refer la investiții în prima parte. Aș zice că poate undeva la 20.000 de euro, dar aici se împarte oarecum banii ăștia, se împart atât în investiție, să zic, în afacere, dar poate și o investiție indirectă în afacere, și anume investiție în noi, că fiind sau în momentul în care am hotărât
să lăsăm orice altă sursă de venit, aveam nevoie oarecum de o susținere sau de un capital pe partea asta personală. Și atunci putem să o numim și asta o investiție indirectă în business, chiar dacă nu banii n-au curs în visteria. E o investiție continuă pe care trebuie să o faceți ca să vă dezvoltați de aici încolo. Da, asta e o primă concluzie care pot să o trag după un an. Am fost mult prea optimist, să zic așa, dar cred că e și bine că nu ai fost așa. Existau și voci care îmi ziceau, în momentul în care am ales să renunț la IT, nu, acum cred că toată lumea știe că în Cluj sectorul ăsta IT e foarte bine dezvoltat și foarte bine plătit, și renunțând la un loc de muncă sigur pentru ceva ce doar crezi cu adevărat în asta, au fost multe voci care... Poate să nu mai fie. Da, așa e. Acum, da. Am avut multe gânduri de genul ăsta, mai ales în perioada asta, că o să fie, nu o să mai fie, o să supraviețuim. Mă bucur foarte mult că am reușit să trecem peste perioada asta de atâtea luni în care lucrurile au mers destul de greu. Nu știu ce o să fie și cum o să continue la nivel cu toate hotărârile astea politice și cum o să ne afecteze, dar încercăm cumva să ne detașăm. Nu avem control asupra lucrurilor ăstora și ne focusăm pe lucrurile pe care avem control până la urmă. Și avem control asupra business-ului, asupra deciziilor pe care le luăm. Așa că putem doar să sperăm că lucrurile o să fie bine și la nivel și în contextul ăsta. O să fie ținute sub control lucrurile. Unde vrei să ajungi cu tata Vlad peste un an de acum încolo? Ai un an în spate, ai spus că ai tras deja niște concluzii. Următorul an de aici încolo, cum îl vezi? Ce țintă ai pentru iulie 2021? Cred că putem privi din mai multe puncte de vedere. Odată ca și produse, ne dorim să ne mărim gama de produse. Momentan avem 4 variante de astfel de batoane. Mai avem în lucru încă vreo 3 rețete. Să le definitivăm și acestea și să avem oarecum o gamă completă și cât mai variată. Deci odată vrem pe partea de produse să avem mai multe produse. Pe urmă vrem să mărim echipa. Momentan ziceam că sunt eu cu soția, mai avem un coleg angajat și un colaborator care a făcut tot ce înseamnă parte vizuală la Tata Vlad, tot ce înseamnă logo, imagine, social media. Iarăși aici am avut un noroc extraordinar. Până la urmă, asta cred că e un lucru foarte important, știi, să ai o echipă, să ai o echipă pe care să te bazezi. Și partea asta de vizual, de ce se vede, ce vede omul, brandul, logo, ambalaj. Am învățat că e foarte important. Am învățat și eu pe pielea mea, am învățat și prin sfaturile pe care mi le-a dat Dan, colaboratorul nostru pe partea asta. Și vrem să mai angajăm cel puțin o persoană, dacă nu două, să vedem cum o merg lucrurile. Și să continuăm extinderea asta prin parteneri pe care noi îi vedem ca pe niște parteneri. Adică business-ul ăsta n-a pornit cu un business prima dată și după aia hai să vedem cum se face. A pornit din pasiune și atunci și în momentul în care ne găsim parteneri, vrem să aibă poate aceleași valori ca și noi sau să aprecieze produsul și munca pe care o facem. Pentru că, până la urmă, e o muncă manuală pe care o facem. Batoanele noastre sunt produse manual. Lumea zice, acum nu o să zic eu că sunt mai bune, dar clienții noștri spun că sunt mult mai bune decât orice alte produse pe care le-au gustat. Și atunci, chestiile astea, odată noi trebuie să ne asigurăm că le transmitem. Dar și partenerii noștri vrem să înțeleagă chestiile astea. Ai spus despre 4 sortimente pe care le aveți până acum și că aveți în lucru rețete noi. Care e rețeta și care sunt sortimentele pe care le găsim până acum la Tata Vlad? Deci, batoanele noastre sunt pe bază de fructe uscate și nuci.
în diverse combinații. Și mai avem o variantă cu cacao. Deci avem un baton cu cacao și miez de nucă. Mai avem unul cu cocos și lămâie, zmeură și merișoare și cireșe negre și dude. Asta cu dude produce multe surprize și reacții plăcute, că lumea nu-i prea obișnuită să vadă dude. Adică eu când mă gândesc la dude, mă gândesc la copilărie și la bunica atunci când mergeam și mă urcam în dud și eram tot negru pe mâini și pe... Și lumea se bucură. Wow, dude! Wow, de când am mâncat? Și chestia asta iarăși e foarte faină. Când trezești așa, trezești o amintire poate sau creezi o experiență. Niște emoții, da, într-adevăr. Da. De ce Tata Vlad și de ce nu un alt nume? De ce ai ales să-ți pui numele tău? Nu, eu am ales. Au ales copiii. Numele au venit așa în cercul nostru de prieteni, adică copiii, primul copil, că era primul când a început să vorbească, nici nu știu de unde, așa, Vlad, Tata Vlad, așa am rămas pentru el. Și pe urmă și în cercul de prieteni și adulți, prieteni adulți, adică ne întâlneam la joacă cu copiii, cu băieții și îmi ziceau prietenii, ei, Tata Vlad, ce mai faci aici? E un fel de poreclă, să-i spunem așa. Putem să-i spunem. Da. Și am... Pe urmă, când m-am gândit, am avut un moment în care am ezitat. Adică mă gândeam, vrem să facem, să construim un brand. M-am gândit serios, dacă vreau să folosesc brandul ăsta, nu vreau... Mai există un personaj, să-i zic așa, cunoscut în România, Tata Vlad, dar e pe o altă nișă, să zic așa, și atunci n-ar trebui să existe coliziune pe niciun fel de parte. Nu e concurență. Da, nu. Îți mulțumesc, Vlad, pentru povestea pe care ne-ai spus-o. Multă baftă și... Mulțumesc. Să sperăm că peste un an o să vă găsim în mai multe băcănii și cafenele, cum spuneai că ai plănuit să fie. Mulțumim frumos! Și de interviu, și de oportunitate, și de urări. Toate bune! Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm în continuare la emisiunile Ziarului Financiar cu o nouă poveste de business în fiecare zi, în secțiunea Afaceri de la Zero. Pe curând! Thank you.